Din cauza oboselii, un șofer care se afla la volanul unui autotractor a pierdut controlul mașinii pe drumul județean DN15D la intrarea în comuna Ruginoasa. Omul a intrat direct într-un copac de pe marginea drumului și a rămas prins cu picioarele în fiare. Pentru scoaterea sa din mașină a fost nevoie de un echipaj de la descarcerare. Era conștient, dar lovit. Prins cu partea, piciorul dreptului rupt deja, e distrus, acum și bazinul de... Ce să vorbesc cu el? Spus, da, e conștient, e din Târgu Frumos, nu știu cum îl cheamă, câte ani are, cum nu, e conștient. L-a luat, a venit salvarea, l-a urcat, cum l-a luat pe targă, l-a băgat în salvare și plecat cu salvarea. N-a spus ce s-a întâmplat? Nu, că nu știe, dar uitați, dacă se vede că uitați, fără să frâneze, fără nimic. A dormit la volan, cred că sigur nu se poate altfel. Oboseala, da, nu. Așa e când lucrezi la patron. La patron lucrezi dimineața până seara și de seara până dimineața. Hai să sunt jurorilor. 14 am fost anunțat telefonic prin sistemul național 112 despre producerea unui accident rutier în comuna Ruginoasa. Ne-am plasat la fața locului cu autul special pentru descarcerare și ambulanța și am constatat că șoferul autocisternei era prins în... era încarcerat. Am acționat pentru descarcerea acestuia și predat serviciului de ambulanță romană. Da, e foarte dificil, deoarece era poziția în care era prins, n-avea ceva de lucru. Ce tare era conștient? Da, este conștient. Din ce am observat noi, are piciorul rupt, un picior rupt. Nu știm cauzele accidentului. Din primele cercetări ale polițiștilor, se pare că neatenția la volan ar fi cauza producerii accidentului. În data de 29.08.2010, pe DN15D, în afara localității Ruginoasa, s-a produs un eveniment rutier în care a fost implicat un autotractor. În primele cercetări, rezultă că acesta a pierdut controlul asupra direcției autovehiculului. Nu cunoaștem încă cu exactitate care este motivul. Din accident a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la Spitalul Municipal Român. Din câte cunoaștem, acesta s-a aflat singur în autoturism și deocamdată nu am reușit să aflăm mai multe detalii. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor care au condus la producerea evenimentului rutier.